Bună seara și bine v-am găsit la noua ediție Fapte în Balanță. Continuăm periplul nostru prin instituțiile sălăjene, deconcentrate, bineînțeles, pentru a afla cât mai multe detalii care vă pot ajuta. De data aceasta am invitat în studio o întreagă echipă de la APIA, Agenția de Plăci și Intervenție pentru Agricultură, ca să ne dea cele mai bune detalii despre cum puteți să apelați la această instituție. Alături de mine în studio este domnul director Călin Perneș. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul director adjunct Vaida Bela. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, Sărmâna! Și bineînțeles, omul bun la toate, Ioan Tărău, director, scuzați, șef serviciu plăți naționale directe. Sărmâna, bună seara! Mulțumesc că ați venit pentru a discuta despre această instituție, care este foarte importantă pentru sălăjeni, având în vedere că mare parte din populație este rurală. Domnule Perne, sunteți director de câteva luni. V-ați acomodat? Da, ne acomodăm, având în vedere că lucrez în această instituție din 2006. A fost mai simplu să mă acomodez cu scaunul de director. Mă consider în continuare coleg cu toți funcționarii din această instituție. Colaborăm foarte bine. Eu cred că o să mergem în continuare cu un colectiv așa în forță, serios și bine pus la punct cu legislația europeană și legislația națională. Pentru că în această instituție se lucrează și cu fonduri europene și cu buget național. De obicei, când se schimbă guvernul, vine o altă guvernare, are loc schimbarea șefilor. În principal, directorii mari sunt schimbați. La fel s-a întâmplat și acum, dar problemele apar în momentul în care sunt aduși oameni din exterior. Dumneavoastră ați venit din interior și nu se simte tranziția de la un fost director la alt director. Și nici nu vă ia foarte mult timp să vă acomodați cu funcția, bănuiesc. Da, așa este. E un lucru, zic eu, foarte important să vină cineva din interior, pentru că perioada de acomodare, dacă ești din exterior, e lungă. Eu consider că cineva care vine din exterior pentru o funcție de genul ăsta, nu-i ușor să se acomodeze, mai ales dacă e din alt domeniu. Pierde cel puțin un an până se pune la punct cu instituția, până cunoaște instituția. Aproximativ un an, da. Datorită faptului că e și foarte vastă legislația în domeniu cu care avem noi de-a face, eu consider că e un lucru bun și cel mai oportun alegerea ca omul să vină din interior. Domnule Vaida, dumneavoastră sunteți pe această funcție de ceva vreme și aveți experiență în spate. Practic îl secundați pe domnul Perneș la conducere. Cu ce se ocupă instituția? Bună ziua, dumneavoastră și telespectatorilor. Mă asigur că instituția APIA, ca și instituție publică, din punct de vedere al activității, este destul de vastă. Complicată, vastă, extinsă, dar foarte pe scurt am putea spune că APIA este instituția publică înființată conform negocierilor și regulamentelor Uniunii Europene și este o instituție prin care fermierii, zicem noi fermieri, dar putem să-l asociem și cu gospodarii, care dețin o exploatație, pot beneficia de forme de sprijin. Și aici aș profita de ocazia și de faptul că am fost invitat și vă mulțumesc pentru asta. Aș vrea să facem o diferențiere punctuală privind subvenția și formele de sprijin. Ca și conținut al celor două cuvinte, diferența este foarte mare. Subvenția, după părerea mea, este o formă de ajutor pe care se dă pentru a face ceva. APIA derulează și face plăți pentru ce s-a făcut. De asta se spune formă de sprijin. Deci niciodată APIA nu dă bani pentru o activitate care încă nu s-a făcut. APIA dă bani pentru un angajament pe care un fermier îl ia în momentul depunerii cererii
respectă angajamentul și după ce noi ne convingem că el a respectat angajamentul, facem aceste plăți. Deci este foarte important și în special alte instituții publice și aici m-aș referi la instituții publice de control, atât la nivelul județului Sălaș cât și la nivel național, să facă diferențiere între subvenție și forma de sprijin. Deci noi, principala noastră activitate este atribuirea formelor de sprijin pentru fermieri, ghilimele, și gospodarii noștri. Domnule Tărău, este APIA până la urmă un fel de bancă de ajutorare a fermierilor? Categoric nu. Dar mă așteptam să mă întrebați dacă m-am acomodat în instituție. Bun. Mai ales că lucrez de la începuturile ei, de când a luat ființă. Categoric nu. V-ați acomodat în instituție? A crescut instituția odată cu dumneavoastră? Putem spune și așa. Prin multitudinea de scheme pe care le derulează instituția APIA, consider că este un sprijin larg la marea majoritate a agricultorilor. Aș vrea să fac totuși o precizare, să se înțeleagă de către telespectatorii. Deci în Uniunea Europeană, unele țări, mai puțin, de fapt două, Polonia și România, au ales sau li s-a aprobat să lucreze câte două agenții de plătitoare în agricultură. Ca urmare și, deși și noi, suntem două instituții în agricultură, APDRP-ul, deci Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și APIA, derulează, APDRP-ul derulează foduri, SAPARD-ul era un program de preaderare, derulează fondurile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar program din care și noi avem o parte din măsuri, pe care printr-un protocol ne-au fost transferate nouă. Măsuri de agromediu, de mai nou bunăstarea la păsări porcine, se face zone defavorizate. Transferul încet, încet al instituției respective spre dumneavoastră pentru unificare? Nu știu dacă se face transferul, s-a pus și problema, și problema în felul acesta, dar deocamdată din informațiile care le avem și la momentul actual, cred că ar fi o instituție destul de stufoasă și destul de complicat, mai ales că fiecare a fost acreditată separat și poate pe parcurs, prin unirea unor compartimente, unor direcții, încât să nu afecteze acreditarea. Altfel ar trebui acreditată din nou și s-ar pierde din timp. Și... Da. Domnule Perneș, este o instituție cu activitate vastă până la urmă. Dumneavoastră, ca director, reușiți să acoperiți toate solicitările, toate problemele cu care vin oamenii la dumneavoastră, cu personalul pe care îl aveți? Reușim, că până la urmă n-avem ce să facem. Eforturile și în ce condiții reușim, asta numai funcționarii noștri știu. Pentru că nu pot să spun că personalul e suficient. Câți oameni aveți în instituție? Aș minți dacă aș spune că e suficient. Și în toate comisiile de audit ce le-am avut de la Uniune, de la Comisia Europeană, în toate recomandările și concluziile finale, au lăsat în scris că suntem subdimensionați ca personal. Dar nu știu, nu se ia nicio măsură, nu știu care e situația. Cert e că noi trebuie să ne facem datoria să le ducem, că îs termene la orice schemă de sprijin, la orice formă de sprijin, ai termene, trebuie să te încadrezi în date clare, fixe, nu poți să le prelungești, îs negociate și așa se ajunge la muncă suplimentară cu oamenii, știți cum e. Da. Mai poți să
Spuneați într-o discuție anterioară că ar trebui maxim 250 de dosare pentru fiecare persoană din instituție și dumneavoastră prelucrați încărcătura pe persoană. Încărcătura medie pe Uniune e de 250 de dosare pe funcționar. La noi în România suntem undeva la 400 medie. 400 de dosare pe funcționar. E enorm de mult. Și asta în condițiile în care, nu știu, o să... Nu se găsesc soluții pentru suplimentare, dimpotrivă se fac reduceri. Se fac reduceri. Problema este, problema care eu consider, e un punct de vedere. Se iau hotărâri din astea generale. După mine ar trebui să se facă o analiză pe instituție, pe fiecare domeniu și atunci poți să iei decizii. Reducem, nu reducem. La un moment dat, guvernul Boc tăiase salariile tuturor funcționarilor la 25%, indiferent de situație. N-a ținut cont de nimic. Acum, guvernul Ponta reduce personalul cu 4% în fiecare instituție. Bun, se taie posturile vacante, dar... Nu, aici afectează. Trebuie să... Ați scăpat de tăiere. Precizez că am fost exceptați de la această ordonanță și în instituția noastră n-a fost afectată. Probabil s-a realizat numărul pe Ministerul Agriculturii, procentul. Ați avut noroc de data asta. S-ar putea să fie și asta. Nu știm să vă spunem exact ce... Important este că oamenii nu sunt dați afară de la dumneavoastră. Și, păi era un dezastru dacă mai trebuia se făcea să mai și treaba afară. Asta. Uh-huh. Pentru că, vă spun, încărcătura pe funcționari e enorm de mare. Și totuși, în relația dintre omul simplu, omul normal și instituțiile publice în general, oamenii se plâng de prostul tratament pe care îl primesc de la funcționari. Aveți plângeri, sesizări în această direcție? Foarte puține. Am avut cazuri, dar puține. Știți cum e? La un moment dat, un funcționar care are în jurul lui 20 de fermieri care nu mai au răbdare și de fapt jumate din ei nu știu ce se întâmplă și cum funcționează un program. Pentru că lucrezi în sistem electronic, digitizezi parcele, ai de-a face cu o grenaj mai mare de... Și omul nu înțelege. Omul, fermierul de la țară... Vreau să-i se rezolve problema pe loc. El crede că vine... Zice, tot ăla mi-s pământurile, că doar nu le-a dus nimeni de acolo. Asta e o adresă frecventă la noi, la instituție. Funcționarul trebuie să îndure, să fie calm tot timpul. Dar la un moment dat, când îți 20 în spatele lui și știe că trebuie să-i facă în ziua respectivă, că dacă nu, mâine are 40 și tot așa, sigur, fiecare probabil are câte o scăpare și probabil ridică puțin vocea, sau, dar incidente majore nu s-au întâmplat, n-am avut, avem cunoștință de cauză. Nu avem nicio plângere în acest sens. Domnule Vaida, la un moment dat vorbeați despre diferența dintre fermieri, spuneați că aveți de-a face cu fermieri, nu cu persoane normale sau, cum să le spun, sălăjeni. Sunt sălăjenii fermieri până la urmă? Conform definițiilor din regulamentul 73, orice persoană care exploatează o suprafață de teren agricol, indiferent de suprafață, este fermier. Dar eu am zis că în ghilimele gospodar, pentru că dacă noi în România folosim cuvântul fermier, gospodarul ăla cu 2 hectare de teren, el nici cum nu poate accepta în momentul de față că are titulatura de fermier. Și atunci, totdeauna când folosesc explicațiile, folosesc și cuvântul de fermier care este în regulamentul 73 al Uniunii Europene și gospodar, ca să simtă și ăla care are și 1 hectar de teren, dacă are, el în definiția regulamentului 73 este fermier. Dar în poziția lui socială de astăzi, din salar sau din România, el se simte mult mai confortabil dacă îi zice gospodar. Dacă noi dăm un anunț, sunt așteptați toți fermierii,
gospodarul ăla cu un hectar de teren nici măcar nu se simte printre ei. Și eu nu sunt chemat acolo, pentru că eu am teren puțin. El nu face o... Deci nu se simte în definiția confuz, de fermier. Este confuz, da, exact. Și are impresia că pentru a fi fermier trebuie să ai o firmă. Exact, exact. Să ai prin o firmă, care să exploateze un teren. Exact, exact. Da, asta este problema. În anii din ultima vreme, țăranii din sălaj, fermierii, gospodarii, sau cum vreți să le spuneți dumneavoastră, vin la Apia ca să, tot dumneavoastră ați explicat mai devreme, ca să ceară un ajutor pe care nu vreți să-l numiți subvenție. Nu. Da. Câți bani intră în sălaj pe schemele acestea de ajutoare? Păi, ca să vă spun, la nivel de instituție este foarte greu, pentru că instituția funcționează pe cele două componente, în speță serviciul domnului Tăreu, care ajutoare specifice plăți naționale și direct. Plăți complementare, și este zona de plăți pe suprafață împreună cu plățile de agromediu. Deci, așa nu v-aș putea spune, dar eu pot să vă spun că din un calcul matematic simplu, 25.000 de fermieri care depun cerere pe compartimentul pe care îl coordonez, care solicită 136.000 de hectare de teren, una peste alta, în toți anii din 2007, cam pe acolo ne-am închis la 135-137.000 de hectare, și înmulțim în funcție de suma alocată din Uniunea Europeană, pentru că toate plățile, aici este o chestiune tehnică. Uniunea Europeană a negociat cu România 8.400.000 de hectare pe care îl acceptă la plată pe suprafață și alocă 1.400.000.000 pentru 2013. În funcție de suprafața eligibilă la plată, noi stabilim suma pe hectar. Ceea ce este interesant, că dacă noi cerem la nivel național mai mult de 8.400.000 de hectare, suma pe hectar se reduce. Dar dacă avem solicitare sub 8.400.000 de hectare, suma maximă este cea pe care o stabilește Uniunea Europeană. Deci este foarte greu ca în momentul de față să vă spun exact sumele care se dau. Dar pot să vă spun că în momentul de față, deci pe 2012, pentru un hectar de teren s-a primit 119 euro pe hectar, plus în cazul în care erau înființate culturi care sunt prevăzute în plăți naționale direct complementare, se mai primea încă 32 de euro. Astea erau plățile pentru 2012, la care în zonele de agromediu, la cele trei pachete pe care le avem pe o zonă destul de extins în sălaj, se mai adaugă în funcție de pachetul pe care îl solicită. Deci este foarte greu să stabilim astăzi, deci suma plătită pe fermier nu este egală. Este în funcție de suprafață, culturi și dacă accesează plățile de agromediu. Dar în orice caz, sumele pe care le absorbe sălajul sunt destul de consistente, și aici aș mai spune... Sunt eficiente. Banii ăștia pe care îi cheltuie până la urmă și Uniunea Europeană și statul au efect asupra agriculturii sălăjene? Sunt mulți care... De exemplu, care pe mine mă irită foarte mult, spune că APIA dă bani pe terenuri nelucrate. Foarte mare minciună și foarte mare greșeală. Dar să revin la întrebarea dumneavoastră. După părerea mea, sunt foarte eficiente. Și nu constat eu. Uitați-vă dumneavoastră, dacă ar fi să comparăm terenurile folosite în agricultură de acum 10 ani... Când aproape toate terenurile erau pustii. Mai rău. Erau suprafețe arate, semănate un pic și în toamnă nu recolta nimeni nimic, că erau numai bălării. Da. Acum, cât se lucră, este pe producție. Adică omul care înființează o cultură, înființează pentru producție, nu pentru forma de sprijin. Și tocmai aici mai este o chestiune care este destul de mult dezbătută. Că dăm mai mulți bani dăm pe terenul necultivat decât pentru cultura înființată. Dacă n-am dat bani pe terenurile necultivate, și aici e foarte important să înțeleagă telespectatorii noastre că e mare diferență între teren nelucrat și teren necultivat. Dacă dăm bani pe teren necultivat,
Vedeți că în ultimii ani, din ce în ce mai multe terenuri sunt cel puțin gospodărite, au aspect gospodăresc, se curăță, se cosește cel puțin o dată pe an, se elimină resturile vegetale. Și toate astea, eu zic că a dus spre eficiența agriculturii. Și aș mai spune încă ceva. Noi, fermierul sau gospodarul român, din România, trebuie să avem răbdare. Să știți că și celelalte state membre n-au făcut dintr-o dată agricultură de 1000 de hectare, ci tot pe rând au făcut și ei. Nicio țară dezvoltată din punct de vedere agricol n-a mers pe o forțare a asocierii. Asocierea este eficientă, dar trebuie lăsată și așa cum ei au făcut în 20 de ani, noi să nu așteptăm 20 de ani pentru asociere, dar să avem răbdare măcar 5-6 ani și o să vedeți că agricultura din România se pune pe picioare și va fi poate cea mai performantă agricultură din centrul Europei. Bun, trebuie timp. Domnule Trău, să zicem... Aș putea, ca volum, întrebați mai înainte, ca volum de fonduri atrase. Da. Deci în lei vechi, vă pot spune, în jur de, derulăm prin centrul județean, în jur de 1000 de miliarde lei vechi. Mult. Asta înseamnă 100 de milioane roti. Da. Intră pe toate schemele de plată, plus minus, în județul Sălaș. Pentru... De ce nu vă putem da o cifră fixă? Pentru că se diferențiază. Absolută, da. se și diferențiază, dar trebuie să știți că centrele județene doar autorizează cererile până în faza de autorizare la plată. Sunt foarte puține scheme de plată din bugetul național prin care se fac plățile prin centrele județene. Deci calitatea de... sau activitatea de plată o face APIA Central. Vreau să vă întreb, ca să înțelegem mai bine cum funcționează lucrurile. Dacă, ipotetic, moștenesc 2 hectare de teren nelucrat, ce ar trebui să fac, pe ce să mă axez ca să pot beneficia de cât mai mult sprijin din partea dumneavoastră? Da, aș vrea să lămurim înainte câteva chestiuni legate de schemele astea de plăți. Chiar vă rog. Plățile pe suprafață. România avea posibilitatea să aleagă între 2 scheme. Schemă de plată cu plată de producție și decuplată de producție. A ales, mă rog, era oportună la momentul respectiv și s-a nimerit mai bine pentru noi la situația după 89, a ales ca și schemă de plată pe suprafață, schema de plată decuplată de producție. În sensul că se plătește o plată pe suprafață, indiferent că este terenul lucrat sau nu, și o plată complementară din bugetul național, buget național, plată complementară care, de fapt, este tot acceptată și autorizată de Uniunea Europeană, se face notificare la Bruxelles, se primește acceptul, care e cuantumul plăților naționale complementare. Și, de fapt, e un cuantum, o parte din cofinanțarea care o plătește statul membru, cu atâta plătește mai puțin cu cât sunt aceste plăți complementare. Dar, încă o dată, un stat membru nu poate să plătească cât dorește. Deci, îi o un procent din plățile pe suprafață. Vă spuneam mai înainte, deci plata pe suprafață decuplată de producție, în sensul că se primește acel 107 sau 108 euro cât s-a primit, sigur cu niște condiții minime, în sensul că acel teren trebuie să fie curat, întreținut, care se poate face fie prin cosire, ierbicidare sau chiar printr-o lucrare sau două a solului. Deci să nu fie invadat de vegetație nedorită. Dar, din păcate, și aici, de câțiva ani buni încoace, noi românii am înțeles prin teren în odihnă să odihnește de 20 de ani. Da, da, mai da. Bine. Și îl cosim odată și luăm 100 de euro. Și cultivăm pe el floarea soarelui sau alte culturi, alte specii și primim 30 de euro. Sigur că nu e un lucru ușor de înțeles și ușor de
Cum îi verificați pe oamenii care vin și cer subvenție de la dumneavoastră că au făcut lucrările? Sprijin. Sprijin financiar de la dumneavoastră. Sunt mai multe etape din faza de depunere a cererilor. Își identifică, discutam înainte, își identifică parcelele pe programe informatice. Și aici e o problemă, iar tot rămasă nerezolvată. În 89, România, neavând cadastru agricol făcut sau făcut în procent foarte mic, plățile care urmau să se facă nu se puteau face, neavând acele parcele delimitate cu ridicări topo, cu numere topo. Și Uniunea a fost obligată să creeze un sistem, sigur, nu numai pentru noi, România, a mai fost pentru câteva țări din Uniune care nu au cadastru, cu acele blocuri fizice, cu hărți, boruri făcute, contracost, făcute hărți, și pe acele hărți delimitate acele blocuri fizice, care sunt niște tarlale cu limite geografice bine stabilite, pădure, drum, deci e o tarla cu părău, vale, drum, și se vedea limite pe suprafața respectivă. Exact, și fermierul vine la APIA, îl are în sistem, la scară, în sistem electronic, și e obligat să-și digitizeze, să-și găsească și să-și deseneze parcela. Și asta presupune bună și cultura, să-și specifice și cultura, da, ce o va face. Verificările, ce mă întrebați mai înainte, ulterioare, avem multe, o să vă spună și domnii director, multe forme de verificare. Domnule Perneș, cum verificați fermierii că ceea ce declară este și real? În primul rând, se face controlul administrativ, așa îi se spune. Ce declară un fermier trebuie să fie confirmat printr-o adeverință care se eliberează de la Registrul Agricol. Acolo trebuie să fie aceeași suprafață din declarația lui cu adeverința din Registrul Agricol. După aia se face o eșantionare, pentru că n-ai cum să verifici 25.000 de dosare, n-ai cum să faci și să fie jumate din județul să lași la control teren și nu reușești să le termini cât e campania de control. Corect. Ei, în câțiva ani se ajunge să fie toată lumea verificat. Avem scheme de sprijin care se verifică probabil în anul 3, 4, cad la control, și dacă nu corespund și suprafețele sunt neîntreținute sau nu respectă condițiile de agromediu pentru care și-au făcut angajament, banii vor fi restituiți și pe anii din urmă, nu doar pe anul în curs. Deci au efect retroactiv. Exact. Eșantionul de control se face la nivel central. Fiecare fermier are un ro din 9 cifre și acolo, aleatoriu, se face un eșantion de control. Și se extrag rouri din alea și vine eșantionul la sălaj. De exemplu, anul ăsta avem 2248 de dosare în control. Pentru tot anul, împărțit pe tot anul. Pentru anul ăsta, da. La forma asta de sprijin. Că mai e eșantionul pentru control la ovine caprine, e eșantion pentru control la bovine, pe fiecare domeniu se face eșantionare și un procent de e la control în anul respectiv. Se întâmplă să găsiți și oameni care încearcă să țepuiască apia până la urmă? Că e în firea românului să încerce să meargă pentru păgar. Nu țepuiesc apia, că se țepuiesc pe ei. Singuri, da. Sigur. Da, sunt. Sigur că sunt. O mare parte din nerespectarea regulilor și regulamentelor îi în marea majoritate oamenii, fermierii de la ăștia de vârsta a treia, deja ei nu pricep mare lucru. Dar asta nu înseamnă neapărat că intenționează. Nu, nu. Vreau să vă spun că omul știe că are 58 de ani, să zic, în tarlaua X. El în titlu are 58 de ani, în realitate avea vreo 50. Pentru că atunci
când s-au făcut punerea în posesie, s-a măsurat până în mijlocul pârâului, până în, inclusiv drumul, forma de sprijin la Apia, e pe suprafața agricolă utilă. Aici fiecare fermier nu renunță la 2-3 ari, că el atât are în hârtii și zice, eu asta mi-e pământul, mie îmi dați bani pe atâta. Bine, marea majoritate înțeleg și știu că așa îi și știe cine vrea să înțeleagă, până la urmă înțelege despre ce-i vorba. Sunt și din ăștia care driblează, referitor la pământul, la terenul ăsta necultivat, terenul necultivat care se plătește. E terenul care în interiorul fermei îți lași o parcelă, două, trei, pentru rotația culturilor. Îl lași un an necultivat. Ăla e teren necultivat care beneficiază de subvenție. Nu ăla la care nu-i lucrat de 10, 15, 20 de ani, care de fapt ăla e pârloagă, nu-i teren necultivat. E pârloagă. Ei, ăla nu trebuie să beneficieze de subvenție, de formă de sprijin. Până la urmă, oamenii, din întâmplare sau din fericire, eu am lucrat la serviciul controle pe teren și din 2007 numai controle teren am făcut. Deci sunteți în temă, știți. Până anul ăsta am fost numai pe teren. Eu am văzut evoluția asta a formelor de sprijin, că au finalitate. Foarte mult teren, foarte mult, incredibil, nu vine să cred mie, care am bătut toate dealurile Sălajului, absolut tot. Nu cred că este zonă neatinsă. Foarte mult am avansat în județul Sălaj ca teren cultivat, să zic. Anul trecut, de exemplu, aveam în 2012 6400 de hectare teren necultivat declarat în cererile de sprijin și anul ăsta avem 1500. Ce i-a făcut pe oameni să treacă de la necultivare la cultivarea pământurilor? Cred că sărăcia. Acesta ar fi un aspect. Pentru că acum... E scump totul să cultivi și pământul până la urmă. Asta a fost o glumă așa mai... Nu, terenul se cultivă din ce în ce mai mult. Cred că îi stimulează și formele astea de sprijin. Da. Și nu... A observat că nu pot să se joace, că mă duc să declar că am făcut porumb sau că am pus grâu și nu-i nimic acolo. Că nu-și mai permit. Știe că sunt sancțiuni, știe că... Și cine s-a decât... acordat, exact. Nu mai face. Da. Și regula e generală, cam pe cel puțin în Sălaj. Dacă se întâmplă cu 2, 3, 5 fermieri într-un sat... Pe anul următor, tot satul știe că nu se poate dribla, e gata cu șmecheria. Acum e foarte simplu. Imaginile astea satelitare sunt perfecte. Se vede tot. Ce e cultivat, ce e necultivat, dacă e invadat de vegetație lemnoasă, cum? Spini. Cum se vede? Păi avem în fiecare an imagini satelitare. Da, și cum identificați prin imaginile alea că terenul e cultivat? Bun, omul declară că a cultivat floarea soarelui, da? Așa. Bun, și dumneavoastră cum știți din imagini? Că totuși sunt de... Păi nu, se fac în fiecare an. Se numește control prin teledetecție. Se fac imagini satelitare cu o rezoluție foarte mare pentru a confirma culorile și culturile în teren, se deplasează echipe de control teren la fața locului și în același bloc fizic fac poze relevante pentru fiecare tip de cultură. Interesant. Da. Și în felul ăsta, în felul ăsta, da, după imaginea dată din satelit, îți dai seama după fiecare culoare ce e acolo. Pentru că omul care a ieșit în teren face poze la fiecare cultură, la fiecare tip de cultură. Grâu, porumb, ovăz, sorzoaică, floarea soarelui, tot. Și în funcție de culoarea, și în funcție de respectivă, astea, să știți îți dai seama perfect, se vede clar
Acum, aici nu avem posibilitate să vă arătăm. Se vede clar, delimitat pe cultură, la milimetru, că se întâmplă, că vin după controlul ăsta care e din imagini satelitare, se emit rapoarte de control cu neregulile care se constată, cu așa tot, și se face o fază de birou. În general se deplasează funcționarii APIA la primării, unde sunt implicați fermieri, și acolo se dezbate fiecare cod de neconformitate cu omul, cu fermierul. Pentru că funcționarul APIA știe despre ce-i vorba și îi explică omului: uite, aici ți-o găsit asta. Ți-am făcut poză din satelit, n-ai cultura aia. Ai declarat 58 de ani de porumb. Un exemplu concret, să vă zic așa. Am 58 de ani, o parcelă de 58 de ani, eu declar că e porumb. Cum e la țară? Omul în capătul parcelei își mai pune 5 ari de cartofi și dacă mai e un pic mai mlăștinos sau așa, îl lasă de cosit. Și se trezește cu raportul de control și confirmă teledetecția, în loc de 58 de ani de porumb, cum o declarat, îi confirmă 40. Pentru că din aceste imagini, firma care face controlul ăsta, în momentul când se termină cultura declarată de fermier, ăsta îți oprește. El nu știe că în continuare e tot a tău. Pentru că tu nu ai declarat altceva. Tu ai posibilitatea să declari. 40 porumb, 10 cartofi, 10 fânați. Dacă tu nu declari decât porumb, ăla îți confirmă cât e cu porumb. Diferența e ca și cum nu o ai. Ei, aici omul, bine, deja oamenii, fermierii, s-au obișnuit, știu deja despre ce-i vorba. Și au devenit corecți. Și, da, dar e important că ei de fapt îl lucrează. El s-a gândit pentru 5 ani, nu mai declar eu încă o cultură. Pentru că e o chestie în plus care trebuie făcut acolo în cererea de plată. Și atunci, sigur că nu le convine, că sunt situații mai grave când o parcelă e de 30 de ari și pentru 2 arii, 2 arii care le-o cultiva cu cartof și nu l-o declarat, îi pică parcela în totalitate de la plată. Pentru că îi confirmă 28 de ari de porumb și dacă e sub 30 de ari, nu mai e eligibil pentru plată și cade toată parcela. De ce este această limită de 30 de ani? Trebuie să fie parcela întreagă de 30 de ani sau să aibă în totalitate 30 de ani? Să dispună de 30 de ani, chiar dacă e parcelat și în mai multe locuri poziționat? Nu. Parcelă agricolă este dacă e în aceeași, într-o formă continuă. Dar o parcelă agricolă poate să aibă 2 sau 3 culturi. Da. Deci e eligibil dacă am o parcelă 30 de ari în care am 10 ari porumb, 10 ari grâu, 10 ari cartofi. Numai să fie în trebuie același să loc. Fie compactă. Da. Trebuie deci dacă am 14 ani aici și 14 ani ari pe dealul celălalt, nu mai este eligibil. Nu. Atunci e o problemă pentru țăranii din Sălaș, pentru că se știe că foarte mulți au terenurile foarte fărâmițate. Da. Păi, și nu toată lumea aici beneficiază de... S-a făcut negocierile la nivel de stat. Nu se poate merge pe fiecare județ în parte. Nu putem să bine, s-a negociat în sud, rabat. Unde era alt sistem de măsurare a pământului. A negociat România cu Uniunea. Bucureștiul e în sud, alt sistem de măsurare. Din noi păcate, asta e. Și... Noi nu putem să schimbăm. Știți din foarte păcate. Bine. Da. Da. Bun. Domnule Vaida, câte scheme de ajutor sunt până la urmă? A spus că sunt multe, dar aș vrea să ne spuneți câteva și să ni le și explicați dacă se poate. Da. Schemele de plată la nivelul APIA, iarăși trebuie să revin că sunt cele două servicii distincte. Speță partea de plată pe suprafață și pe terenul cu agromediu într-o zonă de care răspund și domnul Tărău care răspunde de celelalte scheme de plată. Ni le explicați majorita... pe ale dumneavoastră așa, și după aia trece la domnul Tărău. Majoritatea schemelor de plată sunt la dânsul. Dânsul nu are atâția fermieri, pentru că
mai puțin oieri, crescători de bănuși și mai departe, sau crescători de fermele de porci. Eu să vă spun, deci avem odată pe zona pe care îl coordonez eu, este sistemul de plantă pe suprafață, la care se adaugă plățile naționale directe complementare pentru culturile care sunt prevăzute în regulament și mai avem plățile de agromediu cu pachetul mediu, pachetul 1, pajiști de înaltă valoare, pachetul 2, agricultură tradițională, pachetul 3 este zona CEU-ului și 3 UAT-uri din zona, 3 comune, să folosesc cuvinte... Da, comune, unități comune, administrativ teritoriale, da, adică 3 comune din zona Jiboului. Avem pachetul 4, culturi verzi, pachetul 5, agricultură ecologică, pachetul 6, nu-l avem în județul Sălaj, pachetul 6, nici pachetul 7, asta este cu Flutul și cu Gâsca cu Gâtul Roșu. Are, da, județul Clujul și are Brăila și are județul Suceava cu Fluturii. Dar asta noi e aluzie politică, la... bănuiesc. Nu, așa este. Deci, județul Suceava are pachetul 6 cu Fluturii. Mă asigur că denumirea... Suceava are cel mai celebru Fluture. Da. Deci noi avem în Sălaș până la pachetul 5. Da. Eu aș reveni un pic... Nu știu dacă... Deci plata pe suprafață este clară, așa cum o zice domnul director. Este eligibil la plată o exploatație care are minim un hectar de teren în utilizare, format din parcele de 30 de arii, cu excepția viilor, livezilor, arbuștilor și așa mai departe, unde este eligibil de la 10 arii. Dar suma parcelelor eligibile trebuie să fie cel puțin un hectar. Avem plățile naționale direct complementare pe culturi, unde avem grâu, porumb, plante de nutreț, pajiște temporară și așa mai departe, la care se adaugă o plată suplimentară. Avem pachetele de agromediu, în speță zona Ileanda, zona Zimbor, o parte din zona Șimleului, unde avem pajiști de înaltă valoare biologică și agricultura tradițională. Cele două scheme de plată pot să fie cerute cumulat sau un singur pachet din cele două. Ce înseamnă pajiști de înaltă valoare? Pajiștile de înaltă valoare biologică sunt acele pășuni cu o structură de vegetație foarte vastă pentru care se dau forme de sprijin suplimentar, plăți suplimentare, pentru că deci fermierul se angajează în baza angajamentului pe care semnează cu noi că nu va cosi înainte de 1 iulie. Și are și explicație tehnică. Trebuie să lași planta să producă singură sămânța, care să intre în fază de maturare, să se împrăștie și să fie supra-însămânțată în permanență. Și asta înseamnă pași din altă valoare biologică. Aici nu avem voie să intervenim cu substanțe chimice exclus, nu avem voie să folosim ierbicide și așa mai departe. Agricultura tradițională este în completare la aceste pajiști din alte valoare biologică. Peste tot pe unde avem schema de plată pentru agricultură, pajiști din alte valoare biologică, se poate aplica și agricultura tradițională. Vine în suplimentar față de ce am zis mai înainte, adică cositul după data din 1 iulie, vegetația trebuie adunată și terenul eliberat în cel mult 2 săptămâni din momentul cositului și așa mai departe, dar aici agricultura tradițională vine în plus cu faptul că trebuie să faci dovada unei agriculturi tradiționale. Ce înseamnă asta? Cosit manual, n-ai voie să transporti fânul cu remorca. Adică cu căruța. Cu căruța. Da. Deci ce înțelegem noi prin tradițional? Asta, da, înseamnă agricultură tradițională. Deci cele două scheme de plată merg pe aceeași zonă, sunt complementare, deci se pot cumula, se poate solicita numai unul sau altul, dar se pot și amândouă. Și care e scopul pentru care se dă? Pentru a menține acele pajiști de înaltă valoare biologică, adică structura de vegetație care s-a format pe aceste pășuni și în general din zonele de deal și de munte. Structura de vegetație respectivă trebuie păstrată. Adică, uitați, eu de exemplu, încă în ultima vreme am mai văzut pe pășunile județului Sălaș cimbrișorul. Este o plântuță foarte asemănătoare cu cimbru. Și dacă și la miros are mirosul de cimbru. Dar datorită unei pășunile excesive, faptul că se cosește mult prea devreme, începe să dispară.
Și sunt și alte plante de acest fel. Acum eu mi-am adus aminte de cimbrișor, dar sunt o grămadă de plante de acest fel. Și pentru a se conserva. Exact. Pentru a menține această structură de cultură, dacă facem, revin acum, dacă facem, de exemplu, o pășune de deal, unde este prevăzut ca și schemă de plantă pășune de înaltă valoare biologică, facem o coasă foarte deasă, în 2-3 ani, în loc de păiuș, mi-apare părul porcului, care este o plantă de care nu te mai scapi, induce aciditate la sol, face țelănirea solului și așa mai departe. Aia este foarte greu să mai departe de acolo. Degradează pământul până exact. Deci scopul acesta este de a menține o structură de vegetație care s-a format pe această pășune în starea în care a fost în 2007. Despre agricultura tradițională v-am spus, la păsări în județul Sălaj avem 3 comune la centrul local Cehu și avem 3 comune în zona Jiboului. Aici avem 2 specii de păsări. Avem vânturelul de seară și avem sfânciocul cu fruntea neagră. Dacă să înțeleagă sălăjenii ce înseamnă sfânciocul cu fruntea neagră, este practic codobatura. Deci pasărea ce o vedem noi și se găsește pe tot teritoriul județului Sălaj. Conform regulamentului sunt câte 3 comune. Deci nu poți să aplici o schemă de plată pe pachetul 3 decât dacă ai cel puțin 3 comune. Acele 3 comune unde sunt aceste specii de păsări, fermierii pot depune și semnează angajament. Față de cele ce am spus mai înainte, că aproape este similar cu prima schemă de plată, aici aș mai adăuga o chestiune interesantă, care fermierii nu înțeleg de ce trebuie să facă așa. Deci cositul aici este până la 1 iulie, deci trebuie cosit până la 1 iulie, nu avem voie fertilizanți și așa mai departe, dar este un angajament în plus, cum că fermierul, pe marginea parcelei, lasă 3 metri de iarbă necosită până în septembrie. Ca să asigure cumva? Ca să, în momentul în care mă duc să cosesc, puii păsărilor nu sunt încă în stare să zboare foarte departe. Corect. Și atunci, ca să ajungi, să creezi o zonă de protecție în care puii se refugiază, trebuie să lași 3 metri necosit. Foarte interesant. Foarte interesant. Din păcate, trebuie să luăm imediat o pauză de publicitate și revenim cu explicarea celorlalte scheme de ajutor după pauza de publicitate, da, bineînțeles. Da.